Salutare, prieteni, și bine m-am găsit la un nou episod de Meteo de Europe, să vă Carpathians, fraților. Bă, băi, ce vreau să spun mai așa pe direct? Vreau să fac brezla asta a mea neapărat nivel 21 pentru pergamente. Asta este logic pentru pergamente. Cei care vor să intre în Bresla la mea să-mi dea pe mie pe joc. Dacă nu știți numele de pe joc, îl vedeți acum în videoclip. Vreau să fac Bresla la neapărat nivel 21. Deocamdată sunt 39 de membri din 72. Deci mi-ar mai trebui mulți membri ca să fac Bresla la 21, că singur nu pot să fac, asta e clar. Au mai donat băieții ceva experiență, văd că am 186.000 și mai trebuie 43.000 ca să facem 21. Deci cei care vor să intre în Bresla la mea să îmi dea pe mine pe joc ca să invit. De preferat să fie de nivel 35 plus. Am aici și băieți de 75. Am de unul de 110, 56, 54, 40, 61, 70, 55 chiar, 70, 71, 75. Deci nivelele sunt random. Da, băiți, ce să zic, urmează un clip foarte mișto pe Ninja. După cum bine vedeți, mă apuc pe Ninja din nou, pentru că sora nu prea mă reprezintă și e foarte mult de muncă la el și sunt foarte mulți bani băgați în el. Pe cărți, pe costume, iabi, așa pe Ninja l-am 95 și mi-a spus un băiat de curând ce trebuie să... ce iteme trebuie să-mi iau ca să reziste în fermecată. După cum bine vedeți, mi-am și aceste pumnale care deocamdată sunt secrete, să zic așa. E șarfa o am. Ce să zic? Urmează un clip foarte, foarte blană, în curând. Să mai fac eu niște bani și după o să-l editez. Da, bă, băieță, dacă vreți să intrați în Bresla la mea, să-mi dați pe mine pe joc, că m-a săturat, frate, ca să dau în fiecare seară pe strigă cu recrutez membri și alții nu vor să intre. Așa că fac videoclipul ăsta ca să mă ajutați și voi dacă vreți. Și ce să zic, ne vedem cu alte episoade foarte, foarte blană. Urmează și un episod special cu caracterul Evoluția pe Ninja, ca să zic așa, pentru că este o evoluție. Și ce să zic, nu uitați să băgați un like și să vă abonați acolo mai jos și bineînțeles să vă abonați și la contul de vloguri. Hai că o dau în bulbuială dacă e, frate, e ora 9, de-abia m-a trezit și vă dați și voi seama cum. Da, băieți, ne vedem.